dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și vă mulțumesc pentru că urmăriți Credo TV. Vă invit să vizionați în continuare o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. Alături de mine în studio se află doamna Lidia Șchiopu din Timișoara, o bună prietenă a mea și o pionieră a lucrării cu femeile în România. Doamna Lidia este soție, mamă, bunică și o prietenă a multor, multor femei din țară și din străinătate, în care de-a lungul anilor, a peste 30 de ani de activitate, a investit foarte mult și a ucenicizat. Bine ați venit din nou în studioul Credo TV! Bine v-am găsit din nou și cu aceeași bucurie sunt gata să împărtășesc din ceea ce Dumnezeu a lucrat și a făcut de-a lungul anilor. Mă bucur pentru disponibilitatea dumneavoastră și aș vrea să intrăm direct în subiect, pentru că de obicei timpul trece repede la emisiunile noastre. Îmi amintesc de la conferințe unde am participat, conferințe organizate de dumneavoastră cu echipa cu care lucrați în cadrul Fundației EBE. De multe ori vă plăcea să citați un verset din Cartea Esterei. Este o replică a lui Mardoheu, care îi spune Esterei: și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Și aveți un mod atât de interesant în care îl aplicați nouă celor din generația de acum, încât mi-ar fi drag să ne mai motivați odată cu versetul acesta și în mod special pentru cele care n-au participat la conferințe și n-au auzit această încurajare. Da, este un verset care m-a încurajat pe mine și acum, în timp ce spuneai, chiar mi-am amintit de anii 97, în care Fundația EBE a fost legalizată ca fundație românească și se punea problema implicării mele alături de ei. Adică până atunci am lucrat individual, fiecare așa s-a lucrat în țară. Atunci, fiindcă s-a legalizat Fundația EBE, au încercat să strângă rândurile și misionarii EBE mi-au propus dacă aș vrea să coordonez lucrarea femeilor în cadrul fundației, lucru care pe mine m-a speriat și știu că le-am zis nu, și au urmat așa un șir de negocieri care au ținut vreo 6 luni de zile, pentru că nu mă vedeam adecvată pentru o asemenea lucrare. Și soțul meu într-o zi mi-a zis: puiu dragă, oare nu pentru o vreme ca asta te-a echipat Dumnezeu până acum? Oare n-ar trebui să chiar să ne gândim serios și să încerci să te gândești, dar dacă totuși ai putea să zici da? Și versetul acesta, repetat de el atunci, m-a făcut să mă duc în urmă, să văd cum Dumnezeu m-a călăuzit și ce făcuse până atunci în viața mea. Și am zis, da, poate pentru o vreme ca asta, cât ține vremea asta, Dumnezeu știe, dar cu adevărat cred că este o vreme în care noi femeile ne putem găsi chemarea și ne putem aduce contribuția la zidirea împărăției lui Dumnezeu și lucrul ăsta numai pentru slava lui Dumnezeu. Cred că este o vreme specială. Deci iată că în spatele acestei încurajări este soțul dumneavoastră, fratele Dorel. Este un mare încurajator pentru mine. Povestiți-ne un pic despre modul în care vă încurajează, pentru că ne urmăresc și domni și cred că pot să ia modelul fratelui Dorel. Multe aș putea să povestesc despre modul în care mă încurajează. În primul rând, el a recunoscut chemarea lui Dumnezeu în viața mea și de atunci S-a pus alături, în sensul în care mi-a creat oportunități. Dacă, de exemplu, aveam o conferință, un seminar, o întâlnire de femei, și vreau să zic că în primii ani m-au solicitat foarte mult, pentru că au fost lucruri noi, neștiute, n-aveai de la cine să înveți și îmi trebuia timp și eu am muncit foarte mult, m-am format prin muncă, nu am în anumite domenii o anumită vocație naturală. Deci muncesc și reușesc să fac ceva, să zic. Și atunci el pur și simplu s-a oferit să facă anumite treburi acasă, deci zicea, ok, du-te tu și studiază, du-te tu și pregătește-te, lasă că fac eu la bucătărie, lasă. Deci îți dai seama ce încurajator este.
dacă mi-este permis, mi-aduc aminte acum, eram undeva în sud-estul țării și era o conferință de femei și eu eram cu femeile în biserică, eram în față, să zic așa, și soțul meu împreună cu ceva lideri din biserică, câțiva bărbați, erau în birou, l-au întreținut ca să nu stea singur. Și unul din bărbați l-a întrebat: frate Dorel, cum vă simțiți să știți că soția dumneavoastră este în față, în față, așa considerau ei, și dumneavoastră stați aici cu noi? Și am fost foarte curioasă să văd ce răspuns le-a dat Dorel. Și Dorel le-a zis, zice, ce să vă spun, sunt pur și simplu mândru și privilegiat să o pot susține și să fie soția mea. Și el crede din toată inima în ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac și este așa de parte la tot ce fac, încât nici nu pot să mă gândesc că aș putea fără el să slujesc. Mă gândesc acum că întotdeauna când Dumnezeu pregătește niște activități pentru noi să le facem, cum i-a pregătit și lui Gedeon biruința aceea, i-a pregătit și resursele, i-a pregătit și oamenii cu care să meargă la război, așa-i, și situația. Așa-i. Și cred că dumneavoastră, care ați pionierat lucrarea cu femeile din România, ați avut și aveți un soț pionier în ceea ce privește atitudinea. Și încurajarea, da. Deci am avut nevoie de încurajarea lui. Un pionier în a înțelege că și femeia trebuie, da, să se implice, că trebuie susținută. De exemplu, dacă eram la un grup de femei sau la o întâlnire, el încuraja bărbații cu care să stea de vorbă și ce important este ca femeia să studieze și să învețe, pentru că tot, zicea el, tot noi suntem binecuvântați dacă el învață să fie femei după inima lui Dumnezeu, pentru că în mod real asta se întâmplă, casa e binecuvântată și soții binecuvântați. Și vorbeam în emisiunea precedentă despre viziunea pe care ați avut-o la începutul lucrării în anii 90 și chiar mai înainte. Apoi ne-ați povestit despre viziunea pe care o aveți despre școala Priscila. Versetul acesta din Cartea Esterei, care vorbește despre vremea în care Dumnezeu ne-a chemat pentru ceva în împărăția Lui, de fapt ne duce iarăși cu gândul la o viziune pe care trebuie să o avem noi fiecare personal. Dar totuși e greu să îți descoperi viziunea și în momentul în care ai descoperit-o, probabil asemenea Esterei, eziți, mai ales dacă ești femeie, oare nu voi eșua? Întrebarea ar fi cum să ne descoperim viziunea și cum să putem să o urmăm, adică să găsim acel elan, acel curaj ca să intrăm în viziune. Poate că aș defini întâi viziunea așa cum o înțeleg eu, nu într-o definiție tehnică, ci viziunea cred că este o imagine pe care o avem a unui viitor de așteptat, de dorit, a unui viitor preferat. Este ca o destinație. Sigur că dacă vorbim de descoperirea viziunii, n-aș putea să zic că am o rețetă în câțiva pași, ci aș putea să împărtășesc ceea ce am trăit eu, ceea ce am citit, ce am învățat sau ce am văzut în viața altor vizionari. O viziune, aș putea să zic, începe așa cu ceva frânturi de imagini, cu o idee care îți vine în minte, ceva gânduri, pe care dacă le ignori și nu le iei în seamă și le respingi și spui, de unde-s gândurile astea sau cine le poate realiza, s-ar putea să nu-ți mai revină, s-ar putea să nu te mai întâlnești cu ele. Cineva spunea, multe viziuni au fost ucise din start, înainte de a se naște, pentru că n-au fost luate în seamă aceste frânturi de imagini. Și avem un exemplu pe paginile Scripturii, aș vrea să te duc cu gândul la Neemia, ca să înțelegem mai bine de fapt că mai degrabă descoperirea viziunii este un proces, nu-i ceva... Se poate întâmpla să-ți vină și ceva ca un
click, așa, ca un... Dar, în general, este un proces care, repet, începe așa, cu un gând, cu o imagine. Adică ea vine ca un puzzle, piesă cu piesă, nu vine toată dintr-o dată. Exact. Și Nemia este în Babilon, nu? Și îi se descrie situația de plâns a Ierusalimului când vine Hanani la el. El este atât de atins de descrierea aceea jalnică a zidurilor și a țării sale, încât este atât de atins încât începe să plângă, ca bărbat. Deci lacrimi și pur și simplu o povară îi se pune pe inimă și cade în genunchi. Interesant că durerea aceea, lacrimile acelea, cred că au fost durerile începutului unei viziuni despre care noi citim acum după Midian. Un fel de durerile nașterii. Da, da. Deci atunci s-a născut ceva în el. Da. Și pe de altă parte, ce este important și mi-aș dori printre noi, chiar printre noi femeile, să fie mai mulți Hanani. Pentru că, de fapt, Hanani i-a descris situația și descrierea acelei situații a fost o provocare pentru Neemia. I-a declanșat. Da. Și de acolo... Știm foarte bine ce viziune și ce cum Dumnezeu l-a călăuzit pas cu pas în reconstruirea zidurilor. Deci viziunea începe cu fărâme, cu idei. Acum, când ce aș putea eu să spun, din experiența mea și din ceea ce am învățat, atunci când îți vine o asemenea idee la care nu te-ai gândit, deci nu este produsul tău, o recunoști, este din afara ta vine, da? O imagine, ai curajul și împărtășește-o cu cineva, verbalizează-o, pentru că există putere în a verbaliza, în primul rând te auzi tu pe tine însuți, încă o dată ce ai gândit, aude încă cineva, ia pe cineva martor, să zic așa, gândului tău și Dumnezeu ia în seamă mărturisirea ta. Și pot să spun aici că eu așa am început lucrarea cu femeile în biserica în care eram. Era în toamna lui 91 când un frate vorbea despre viziune. Erau termeni noi pentru noi, nu operam cu acești termeni, viziune și așa. Și fratele a spus, dacă chiar în momentul ăsta, în timp ce eu vorbesc, poate că vă vin ceva idei, ceva gânduri, da? Nu plecați de aici până nu veniți și mărturisiți fratelui păstor. Verbalizați viziunea, pentru că dacă nu o faceți, s-ar putea ca în momentul când ieșiți pe ușa bisericii, cineva va avea grijă să fure acele gânduri și viziunea aceea va fi ucisă înainte de a se naște. Și înainte ca el să zică lucrurile astea, stând pur și simplu și ascultându-l, m-am trezit cu idei în mintea mea de ce aș face cu femeile în biserică. Și îți spun idei de grupe mici, de studiu după nevoi. Eu mă miram de ce lucruri îmi veneau în minte. Provocată de îndemnul lui, la sfârșit m-am dus direct la fratele păstor și am spus, frate păstor, uite ce aș vrea să fac cu femeile în biserică. Păstorul s-a uitat la mine, m-a bătut așa pe umăr, încurajator, și mi-a spus, așteptam să vii să-mi spui că vei face lucrul ăsta. Și a fost o mare, mare încurajare pentru mine. Dar ce aș vrea să spun este următorul lucru. Dacă nu mergeam atunci să-i spun păstorului, dacă nu verbalizam lucrul ăsta, nu cred că aș fi făcut ceva. Pentru că după ce am ajuns acasă și când mi-am dat seama la ce m-am angajat sau ce am promis că fac, pur și simplu m-am speriat și am zis, Doamne, dar cine m-a pus să mă duc să-i spun? Dar n-am nicio idee despre ce să fac, dar cu ce să încep. Dar faptul că am promis, faptul că am verbalizat, m-a obligat și m-a determinat de am început. Deci e foarte important să dăm... să dăm curs acelor, să ne lăsăm pur și simplu să visăm cu ochii deschiși, să vezi ceva ce nu există, asta face parte din viziune. Andy Stanley, în cartea lui Cultivă-ți viziunea, și o recomand tuturor să o citească, e o carte foarte bună de viziune și foarte accesibilă, foarte practică, este descrierea cărții Neemia, modul în care Neemia și-a dezvoltat și a împlinit viziunea. Spunea, o viziune poate începe interesant și dintr-o frustrare. Deci, vezi o situație, tu știi că nu este bine, da? Te simți frustrat, aproape că știi cum ar trebui să fie, ei, din frustrarea aceea se poate naște o viziune. Și am experimentat și lucrul ăsta, e puțin mai dureros, dar finalul e tare frumos. Aș putea să dau un exemplu de
despre conferințele românești pe care am început să le organizez în 96, gândul acesta s-a născut dintr-o mare frustrare. Și lucrurile s-au întâmplat cam așa. În 95, eu cu Dorela am fost solicitată de cineva, de dincolo, să organizăm, deci să ne ocupăm mai departe de organizarea unei conferințe de familii, o conferință sponsorizată de cineva din afară, care urma să vină să țină partea de speech, de învățătură. Partea logistică trebuia organizată. Da, și organizat. Noi am fost foarte încântați, adică era pe vremea când ne descoperisem darul de organizare, de așa, și ne-am simțit chiar la locul nostru. Cum să-ți spun, am făcut-o cu atâta pasiune, cu atâta dăruire, am lucrat zeci și zeci de ore fără ca să mă gândesc că cineva m-a recompensat și nu m-a recompensat nimeni. Deci nu ăsta a fost motivul. Pur și simplu am făcut-o cu atâta pasiune. Să iasă bine. Am pus toate ideile mele creative și toată imaginația la bătaie, să zic așa. Am făcut programul, am făcut mape, chestii de bun venit prin camere, atenție, tot în detaliu. Și cu 2-3 zile înainte, intermediarii dintre noi și cei care sponsorizau, care ne-au solicitat de fapt, au venit să vadă ce am făcut ca să urma conferința peste 3 zile. Cum să zic, ne așteptam să primești, ați făcut o treabă bună sau, știi, dimpotrivă. Atunci am primit așa o replică, o afirmație care m-a durut atât de tare și asta a fost următoarea. Uitându-se peste toate, n-au avut de comentat că au fost lucruri bune făcute. Dar când s-a uitat peste program, am făcut și programul și cu sesiuni și așa, când s-a uitat peste program, după masa de prânz, am lăsat 2 ore sau 3 ore liber, că acum aveam ceva experiență de la alte conferințe, este timpul cel mai nepotrivit ca cineva să le este somn asculte. Oamenilor, normal, da. Normal. Dar replica care a venit și spusă pe un ton așa caustic, a fost ceva de genul: nu se poate, trebuie să pui aici o sesiune. Când o să faceți conferințe pe banii voștri, vă odihniți, dar când este sponsorizată. Atât de tare m-a durut, Rodica, și strigătul inimii mele atunci a fost: până când vom depinde de banii străinilor? Și au plecat ei, a trebuit să refac mapa, a trebuit să refac programul și nu era ușor, că n-aveam acasă computer, imprimantă, deci asta se întâmpla atunci, tot trebuia să te rogi de cineva și așa. Mă rog, am trecut peste chestiile astea, dar înainte de a reface, și acum vine să râd, dar pe undeva, astea sunt începuturi de viziune. Înainte de a reface programul acela, m-am așezat la biroul meu, am luat o foaie de hârtie și am zis: ok, aici pun un program de conferință, dacă ar fi să-l sponsorizez eu, dacă ar fi să organizez eu, după cum îl cred eu. Și a venit Dorel și m-a întrebat: ce faci? Zic: programul unei conferințe românești. Și a zis: tu nu ești serioasă, hai că avem treabă de făcut, trebuia să finalizăm. Și înainte de a mă apuca să refac în mapa aceea, am lăsat pe masa biroului meu o conferință de 3 zile a femeilor cu programul pe care l-aș fi dorit eu. Și ăla a fost începutul. Așa a început prima conferință de femei românească, cu vorbitoare românești, românce, cu resurse românești, care a avut loc în mai 96. Deci, unde? La Timișoara? Nu, la Felix. La Felix, pentru că eu aveam deja câteva grupe. Lucram la Severin, la Baia Mare, la Satul Mare și dorința inimii mele a fost să aduc femeile astea împreună. Deci grupul țintă nu mi-era nici, mi-era foarte clar. Deci femeile astea să vină să se cunoască, să împărtășească din experiențele lor. Și în mai am programat și am avut prima conferință de acest gen. Sigur că sunt multe de povestit atunci am învățat să mă încred în Domnul pentru finanțe, pentru că n-am avut niciun ban. Și au fost lecții pe care le-am învățat pășind pe ape, dar vreau să spun că am spus experiența asta ca să confirm că uneori o viziune se naște dintr-o frustrare, o provocare de genul ăsta care te-a durut. Ați spus despre necesitatea de a verbaliza viziunea și ați dat un exemplu din viața noastră personală și aș vrea să subliniem printr-un exemplu biblic care mi-a venit în minte, cum și Neemia, care dorea să-și ascundă frustrarea, durerea, n-a avut decât să verbalizeze în fața împăratului. Exact. Și care i-a fost marea surpriză? Că împăratul îi susținea viziunea. Și Chiar dacă nici el nu știa atunci la faza aceea, pur și simplu l-a încurajat, cum am primit eu încurajarea din partea păstorului.
Deci eu cred că viziunea este ceva de la Dumnezeu și care, chiar dacă nu o avem complet, așa cum spuneați, trebuie să o lansăm, să-i dăm curs și chiar prin aceste persoane care vin să ne confirme, înseamnă că de fapt este viziunea împăratului, viziunea lui Dumnezeu pentru societate, Deci, pentru deci generații. categoric viziunea vine de la Dumnezeu și rolul nostru este să o descoperim, pentru că, vezi tu, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare unici, ne-a dăruit cu daruri, cu abilități și Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Efeseni, suntem zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care Fost pregătite deja le-au dinainte. pregătit. Deci, Trebuie să le practic, vedem. el, cum aș zice, îmi place să zic, Dumnezeu a desenat așa o traiectorie în dreptul vieții fiecăruia dintre noi și responsabilitatea mea este să descopăr aceste fapte, să descopăr această linie și să mă aliniez, pentru că numai atunci pot să trăiesc o viață cu sens. Unul din păstorii mei, Valer Brâncovan, spunea, viziunea, descoperirea viziunii este ca un pergament, ca un papirus pe care îl desfășor etapă după etapă, nu este ceva ce afli dintr-o dată. Deci Dumnezeu îți descoperă atât. Ok, fă pasul ăsta prin credință, în măsură în care asculți, în care pășești, Dumnezeu îți permite să cunoști următorul pas și următorul pas. Pot să-ți mărturisesc că dacă 20 de ani în urmă Dumnezeu mi-ar fi arătat ce se întâmplă astăzi, cred că m-aș fi blocat pur și simplu și n-aș fi făcut niciun pas, pentru că aș fi spus, eu așa ceva nu pot să fac. Cred că multe persoane pot confirma lucrul ăsta Categoric, când se uită în categoric. spate Eu și... vorbesc de mine că am trăit, dar categoric, pentru că ăsta este un proces în care Dumnezeu vrea să pășim și ce-i frumos este pe măsură în care mă încred în El, pe măsură ce îl ascult, numai în măsura aceea Dumnezeu mi-arată mai departe. Unii vor să ajungă dintr-o dată, eu știu, misionar, nu știu unde. Începe, nu ce frumos în Nemia, fiecare a început să zidească în În dreptul dreptul casei casei lui, lui. în dreptul casei lui. Și mi-a plăcut cartea Nemia când am recitit-o, nu de mult. Erau și familii care nu aveau băieți, aveau fete și cum subliniază că a zidit împreună cu fetele sale, cred că Da, erau da. vorba de un preot sau oricum un om important care este citat acolo, așa că nu trebuie excluse femeile de la construirile Categoric, acestea. categoric, da. Sunt unii oameni mai vizionari decât alții? Pentru că se folosește vorba aceasta că e un om vizionar, un om cu viziune. Să fie unii mai vizionari decât alții și unii trebuie să aibă viziuni și alții să accepte aceste viziuni și să le urmeze, sau fiecare trebuie să aibă viziune. Da, interesantă întrebarea. Cred că în ce privește viața personală, fiecare trebuie să-și descopere propria viziune, pentru că Dumnezeu, așa cum am spus, are un plan. Noi îi zicem planul lui Dumnezeu pentru viața Un noastră. proiect. Putem să-l folosim și să spunem viziunea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Deci este o viziune personală care ține de viața mea, de umblarea mea, de rolul meu în familie și așa mai departe. Și cred că fiecare este responsabil să-și descopere această imagine a lui Dumnezeu despre viața lui. Cât privește lucrarea de slujire, cred că unii sunt hăruiți să fie vizionari. Dar vizionarul vine și îți spune, acolo trebuie să ajungem, este ca o destinație. Asta trebuie să se întâmple. De exemplu, să mă întorc la școala Priscila. Să zicem că peste 10 ani văd 4 centre de echipare, 4 locații în care școala Priscila se multiplică. Cum se spune la Fundația BI, centre de Centre instruire. de instruire, așa, bine zici. Rolul meu este să împărtășesc această viziune cu alții atât de mult până, îmi place mie să zic, îi contaminez, până devine viziunea lor și până îi implic, pentru că singur nu, un vizionar, oricât de măreață viziunea ar avea, niciodată nu o poate împlini de unul singur. Mai ales dacă e măreață. Mai ales dacă e măreață. Și acum mai e ceva. Dacă nu-i destul de măreață, înseamnă că nu-i viziune, pentru că viziunea este pe măsura Dumnezeului nostru și o viziune înseamnă ceva ce nu se poate realiza de În unul mod singur și obișnuit. prin resursele tale. Deci dacă ceea ce tu vezi, să zicem, cu ochii deschiși, că asta este o altă definiție mai impropria a viziunii, e să visezi cu ochii deschiși și poți să realizezi, înseamnă că nu-i viziune. Viziunea este ceva ce nu poți să realizezi la etapa respectivă.
Ci... Care presupune un salt prin credință. Așa, presupune un salt prin credință și presupune oameni lângă tine. Deci fără să împărtășești viziunea cu suficienți oameni încât să-ți faci o echipă, n-ai cum să împlinești viziunea asta. Am înțeles, deci, că fiecare trebuie să avem viziune. O viziune personală. Personală. Și o viziune pentru chemare deosebită sau parte din împlinirea unei viziuni a altcuiva. De exemplu, dacă vorbim de viziunea unei biserici. Deci vizionarul trebuie să fie cel din față, da? Ei, el trebuie să o împărtășească și trebuie să implice, să zicem, ideal ar fi pe toți membrii bisericii. Și atunci membrii bisericii devin parte din echipa acelui care duce la împlinire o anumită viziune. Nu se poate într-o biserică fiecare să-și aibă viziunea lui. Dacă vorbim de o biserică, viziunea unei biserici sau viziunea unei lucrări. Păi nu se poate pentru că biserica este un organism, o entitate și fiecare entitate trebuie să aibă viziunea ei și membrii trebuie să cadă de acord, așa cum spuneați, asupra viziunii, să se sincronizeze. Dar ce se întâmplă cu cei pe care îi găsim așa dezamăgiți și spunând că nu și-au descoperit încă viziunea? Ce pierd oamenii aceștia? Nici nu știu dacă au căutat-o cu toată inima, pentru că eu... Pentru că sunt multe persoane care nu vorbesc despre viziune sau când se vorbește la modul acesta, li se pare lucruri prea curajoase. Li se par lucruri curajoase, li se par lucruri prea înalte, pentru că tocmai că n-au fost expuși și n-au fost motivați, suficient zic eu, și să înțeleagă ce important este să aibă o viziune. Unii care nu au sau nu zic că nu au, este poate că nu știu că pot să aibă și nu au căutat-o cu sinceritate sau cu toată inima. Pentru că eu cred așa, Rodica, dacă Dumnezeu care m-a creat și, cum am spus, a pregătit anumite fapte, mi-a dat daruri pentru o anumită lucrare, pentru o anumită chemare, ca tată, ca și creator, el abia așteaptă să mă duc la el și să-l întreb, de fapt, ce ai pregătit pentru mine? Nu știu, am auzit și eu de viziune, să zicem, nu? Am auzit, tată, care e viziunea ta pentru viața mea? Deci eu cred din toată inima mea și n-am auzit o mărturie care să contrazică acest lucru, dar asta cred la faza asta, că dacă noi în mod sincer mergem ca la tata și spune, Doamne, descoperă-mi, arată-mi ce vrei să fac, care e imaginea ta pentru viața mea, ce aștepți de la mine ca femeie, ca mamă, ca soție, ca mădular în trup, știi? Dumnezeu abia așteaptă să ne descopere. Problema este să ne obișnuim cu șoapta lui, cu vocea lui și, repet, un lucru important este, în puținul ăla cât îți descoperă, să pășești, să nu aștepți lucruri extraordinare sau, știi? Deci, etapă după etapă. Fă primul pas și Dumnezeu îți va descoperi mai. Da, asta e convingerea mea acum. S-ar putea ca... Cu siguranță îi ajută pe cei care sunt așa. Cum ați spus, poate că unii nici nu au fost învățați să, și mai ales femei, să viseze, da, să aibă încredere în aceste crâmpeie pe care Duhul Sfânt le aduce până la urmă, da, în minte. Cum să zic eu, când eu am auzit prima dată de viziune, deci a fost un lucru că am spus, hai, dar nu-i de noi, adică, deci te sperie gândul ăsta că Dumnezeu atotputernic care te-a creat, Dumnezeu, stăpânul, are ceva special pentru tine și că, dar ce-i mai frumos și în ceea ce eu cred este că acel ceva ce are Dumnezeu este pentru mine și că nimeni altcineva nu-l va face. Și atunci, din nou, ceva ce pe mine m-a motivat de-a lungul anilor, e următoarea imagine. Nu cumva oare trupul lui Hristos suferă dacă eu lenevesc? Dacă eu nu mă împlinesc chemarea? Pentru că dacă sunt un mădular în trup, nu? Așa, exact, dacă ne raportăm la trupul nostru, dacă te doare ceva, un organ e bolnav, trupul tău suferă, exact așa e și pe plan spiritual. Și atunci obosești câteodată sau descurajezi sau îmi vine așa câteodată să zic, da, nu pot să stau și o liniștită și să-mi văd de bătrânețe și de pensie și de, știi? Și nu pot să mă ocup de nepoți acum și să las lucrarea. Ei, așa un foc, este o motivație interioară care nu mă lasă încă, știi? Oare trupul lui Hristos nu suferă pentru că eu nu-mi fac părticica aceea care e în dreptul vieții mele? Aplicarea viziunii presupune
Sacrificiu, ieșirea din confort, categoric. Un preț plătit, riscuri, nopți nedormite, sigur, depinde de viziunea care o ai. Cum ați făcut față în situații în care sunt cel puțin două situații despre care aș vrea să vorbim? Una în care vin gânduri de autodescurajare, așa cum i-au venit lui Gedeon. Doamne, tu știi, și el vorbea ca și cu tata, cum ați spus, tu știi că, sau tu nu știi că eu sunt cel mai mic din familia noastră și familia tatălui meu mi se pare că a zis că e cea mai săracă între în tribul în care erau. Deci sunt gânduri și argumente personale ca să ne autocompătimim, să ne blocăm, să nu pășim înainte. Ați avut cu siguranță și momente din nu astea. Nu odată. Da. Știi cum e? Adică cum am înțeles în dreptul meu? Când Dumnezeu te cheamă și îți descoperi chemare atât cât o cunoști la o anumită etapă și pășești. Îmi place să zic pășești pe apă, pentru că a umbla cu Dumnezeu în lucrare pentru mine este o mare aventură. Întotdeauna a fost o provocare care în prima fază mă speria și după ce pășeai și vedeai că apa te ține, îndrăzneai mai departe. Avem un vrăjmaș comun, Rodica, vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul împărăției lui, care nu se bucură de ceea ce noi facem. Și atunci vine cu atâtea și atâtea motive și argumente. Nu odată mi-am zis și eu, Doamne, cine sunt eu și casa tatălui meu, de mai ales pentru așa o lucrare extraordinară? Sau când mi-a venit ideea școlii Priscilea, crezi că ușor am cedat? Am zis, Doamne, dar nu-i de mine, adică eu nu sunt în primul rând cea mai adecvată să inițiez așa o lucrare măriață. Poate că șoapta era, păi, trebuie un cadru didactic. Păi normal, un doctor în teologie sau... Deci sunt multe. Plus de asta, diferite motive. Deci nu odată am fost descurajată. Dar știi care e frumusețea? Adevăr, trebuie să mărturisesc și să fiu sinceră, n-am stat în descurajare multă vreme. Deci, poate că era o zi, poate că era două, dar știi care e frumusețea lucrării lui Dumnezeu în trup? Era că atunci când, de exemplu, am avut o zi în care diavolul mi-aducea numai minusurile, dar erau atât de reale și atât de evidente, când am zis, mi-e pur și simplu jenă să pășesc mai departe. Atunci Dumnezeu îngăduia ori un telefon, ori un e-mail, ori o vizită, ori a cuiva care a fost binecuvântat de una din slujiri și când auzeai, tu nu-ți dai seama ce a însemnat lucrul ăla pentru mine, am zis, wow! Și când nu venea nici telefonul, nici e-mailul, era Dorel, venea acasă uneori și spuneam, puiu, dragă, și împărtășeam ce trebuie. Și a spus, dar de unde, dar cum, dar cum poți să crezi minciunile astea? Și întotdeauna Dumnezeu folosește alte mădulare în trup care să te remonteze și să-ți ridice puțin ochii, că dacă un pic te uiți la valuri, imediat te afunzi. Să-ți ridice ochii spre el și spre resursele lui și... Mergi mai departe atunci, ai aproape curaj. Că ați răspuns și la a doua situație de descurajare, dar totuși aș vrea să o evaluăm și pe asta. Deci era vorba de gânduri de autodescurajare. Nouă înșine ne vin așa gânduri că nu. Și foarte frumos ce ne-ați împărtășit și mai ales să vedem că și liderii mai mari au și ei momente din astea. Dar sunt momente în care alții ne descurajează. În loc să vină e-mail-ul și vizita și soțul încurajator, vine cât e o critică, cât e o amenințare și lucruri care ne fac să ne crească puțin tensiunea. Și în momentele acelea, cu siguranță că ați avut... Acum știi la ce mă gândesc? Mă gândesc la descurajările care veneau către Neemia, știi? Exact, de acolo am luat modelul. Deci, au fost și din astea destule, într-un fel sau altul. Tobia, dar, și tovarășii lui. Asta pentru lui. Că vin din afară, cum să zic, mă prindeau, să zic așa, pe poziție. Atunci era momentul când mi-aduceam aminte de Neemia și de cine erau cei care căutau să-l descurajeze și care era scopul. De fapt, în spatele oricărei descurajări este tot același dușman al nostru. Și atunci replicam cu Doamne, e adevărat, eu îmi cunosc limitele mele, îmi cunosc, cum să zic, știu exact
neputințele mele și limitările mele, că e bine că zic așa, și zic, Doamne, Tu m-ai chemat. Eu sunt sigură că Tu m-ai chemat, Tu mi-ai dat asta de făcut și când Tu vrei să nu mai fac, voi înțelege. Până atunci mă duc înainte. Și pentru mine, descurajările care veneau din exterior, nu pot să zic că de-a lungul anilor au fost multe, nu știu, Dumnezeu cred că m-a protejat, poate... Deci eu am avut mai mult de a face cu descurajările acestea din interior, care de fapt vin de la diavolul categoric, sursa e aceeași. Nu, la în fața descurajărilor din exterior nu m-am plecat. Știi, când Dumnezeu te cheamă și ești conștientă că te cheamă, știi că lucrarea și responsabilitatea și tot ce faci, slujirea, este între tine și El și important ce zice El. Și cred, cunoscându-vă, cred că pasiunea pentru viziune a fost atât de mare încât a acoperit probabil aceste descurajări care au venit de la oameni. Dacă tot am amintit de pasiune, vorbiți-ne de pasiune, de cum se umple de elan, de energie omul cu viziune. Da. Păi nu există viziune fără pasiune, Rodica. Deci pasiunea este o consecință a viziunii. Deci viziunea, cum să zic eu, când prinzi viziunea care Dumnezeu are pentru tine, toată viața ta se schimbă. Deci vezi viața complet diferit, prioritățile ți se schimbă. Deci pur și simplu, multe din domeniile vieții sunt afectate de viziune. Și un lucru este că te faci un om cu pasiune și devii pasionat. Deci, pur și simplu, anticipezi cu bucurie, cu așteptări, produsul acela pe care tu îl vezi undeva în tine. Pentru tine e foarte clar. Deși vezi ceva ce nu există, de fapt. Asta e viziune. Și asta te face cu pasiune. Și pasiunea nu te lasă inactiv. Pasiunea creează în tine motivație. Și când ești pasionat și motivat de ceva, atunci nimica nu te poate împiedica. Nu mă gândesc acum de câte ori am... Efectiv, am avut o durere, o suferință. Am fost zile când poate am stat la orizontală, mi-a fost rău. Dar dacă am știut că am promis să fiu într-un loc și trebuia să fiu acolo, m-am ridicat... Nu de puțin ori am călătorit întinsă pe bancheta din spatea mașinii, pentru că mi-era efectiv rău, dar pasiunea și motivația împreună, când am ajuns la destinație, m-au ridicat, m-au pus pe picioare, mi-am făcut slujba și am rămas în picioare. Probabil că dacă n-aș fi plecat, încă rămâneam în pat acasă. Deci puterea pasiunii și a motivației este fantastică și astea sunt produse de viziune în tine, știi? Și ce e frumos că această pasiune și elanul se transmite, se îi contaminează și pe ceilalți. Mă aștept să se întâmple. Păi, cred că ați văzut deja. Da. Dar de aceea, pentru mine, uneori când aud scuze de genul ăsta, vai, n-am venit la întâlnire că a intervenit ceva. Ei, ce a putut să intervină atât de, cum să zic, de important, de esențial, încât să nu fii acolo unde ai promis că ești sau unde ar trebui să fii? Când ai o viziune cu adevărat, nu te împiedec orice, adică numai chiar mi-aduc aminte de o situație apropo de sprijinul soțului meu. Eu am probleme cu coloana și am stat aproape o săptămână în pat, o lomboșciatică făcusem și trebuia să mă duc la o întâlnire, dar nu puteam să stau în picioare. Acum cât ți-e rău, cât te doare capul, că ai făcut o criză de fiere, ok, dar când nu poți să stai în picioare, cine suferă cu coloana mă înțelege, când stai strâmb sau cum să zic, ți se pare, măi, bă, dar mă duc să vorbesc în față, nici nu pot să stau în picioare, deci, nu? Și atunci, cumva mi-am căutat o scuză, deci a fost momentul când am zis, acum e, cred că am dreptul să zic nu. Să cedez. Da. Și am zis la Dorel, zic, te rog frumos, uite-te ce m-am gândit, zic, hai să sunăm și să spunem din timp, pentru că nu cred, uite-te cum sunt, știi? Dorel a zis, ok, o să stai pe scaun, nu trebuie să stai în picioare, dar dacă ai promis că te duci acolo, eu te duc și o să stai pe scaun, dar nu se poate să nu te duci. Așa că n-am avut nicio șansă și... Mare răsplată va avea soțul dumneavoastră pentru soțul toate încurajările acestea. Și un loc să mă înțeleagă și să fie mire de mine, să zică, da, stai, draga mea, ca să zici, nu?
trebuie să fie acolo chiar dacă stai pe scaun. Și m-am dus. Ce alte elemente ați vrea, pentru că am trecut așa prin procesul ăsta de cum se naște viziunea, cât de important este să avem viziune, ce ar mai fi de subliniat în mod special, la care să fim atenți atunci când dorim să intrăm în viziune, să ne lăsăm pe mâna lui Dumnezeu? Un alt beneficiu al unei viziuni, a unei vieți cu viziune, este că te ajută în procesul luării deciziilor. Deci, luarea deciziilor se simplifică. Atunci când ai o viziune, tot ce te îndreamnă, tot ce te conduce spre împlinirea viziunii, primește verde. Lucrurile care nu duc spre împlinirea viziunii, pot să mai aștepte. Asta se numește aliniere strategică. Deci întrebări de genul, oare trebuie să mă duc acolo, oare o fi voia Domnului să fac asta, oare o fi... Lucrurile astea dispar, pentru că tu știi foarte bine ce mă apropie de viziune, primește verde, ce nu, poate să mai aștepte. Mi-aduc aminte, în 1998, după ce am acceptat să lucrez cu Fundația EBE și am preluat coordonarea, a fost o mare provocare pentru mine, ce am de făcut. Și primul lucru care l-am făcut a fost să programez o conferință în care să chem, să invit liderele pe care la ora aceea le știam din toată țara sau pe care nu le știam, mă rog, din relații, să le chem la o conferință și să vedem ce putem face împreună. Deci era o conferință de lansare, să zic așa, a lucrării sub Fundația EBE. Era un lucru foarte important pentru mine și acum tu, ca una care organizezi, îți dai seama cât te solicită organizarea, nu? Ca timp, efort, toate cele. Și mai ales că era prima sub egida Fundației EBE, deci aveam... Aveați o etichetă mai pretențioasă care necesita... Și responsabilitate, m-am simțit responsabilă. Ce s-a întâmplat? Cu doar 2-3 luni de zile am primit o invitație la o conferință internațională în Germania de mii de femei cu speaker special și ce ocazie, și sponsorizată, și știți, oricine pe vremea aia abia aștepta din România să te poți duce în străinătate la o conferință și ce șansă ai să cunoști femei și să auzi mesaje bune și așa. Și citind invitația, pentru mine răspunsul a fost foarte clar. Nu mă duc. Nu se suprapunea cu conferința mea, era cu o săptămână sau două înainte. Dar nu mă puteam defocaliza de la ceea ce eu aveam de făcut. Cât mi-aș fi dorit să am șansa asta și, repet, câte altele și-ar fi dorit. Pentru că eu aveam altceva de făcut, exact dacă l-aș folosi pe Neemia, am un lucru important de făcut. Și am renunțat la un lucru bun, poate bun și foarte bun, poate să fie, dar nu era lucrul acela important pe care eu trebuia să-l fac. Deci când ai o viziune și ți-ai găsit viziunea în dreptul tău, atunci... Toate întrebările astea, ce trebuie să fac, oare trebuie să fac asta, toate astea dispar. Tu știi foarte bine, tot ce mă apropie de viziune primește verde. Și pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că de-a lungul anilor au fost multe solicitări care m-ar fi putut deturna. Nu? De exemplu, conferințe, eu organizam din când în când. Deci nu era focusul meu, grupele mici. Și acum, la drept vorbind, te duci 300 de kilometri până nu știu unde să te întâlnești cu 10 femei. Nu-i nimic spectaculos, nu-i nimic ce atrage privirile, nu? Și făceam o conferință din când în când unde erau atinse sute de femei și ce bine se simțeau. Și atunci solicitarea care, zic eu, încerca să mă deturneze, deși era un lucru bun, era, vai, dar nu mai faci o conferință, dar nu poți să chem și alte femei, dar... Nu pot să fac o conferință, că eu am grupele mici de făcut. Deci pentru mine, și aveam, cum să zic, dincolo de faptul că știam că asta trebuie să fac, aveam așa o liniște și așa o pace și împlinire în ceea ce făceam. Deci e un mare beneficiu să fii un vizionar și să știi exact ce ai de făcut. Și să te ții de viziune. Ați avut multe lucrări și proiecte. Puteți să ne mai povestiți un pic despre cum ați primit viziunile? Cred că ați avut mai multe momente deosebite, da, de revelație, nu doar acela despre care ați vorbit la începutul emisiunii, când a urmat discuția cu pastorul bisericii. Da. Deci este interesant că Domnul îți dă o viziune,
da, să zicem, acum poate, că de cursul anilor, vezi tu, viziunea se rafinează, se clarifică, dar ca să ajungi la viziune, sunt multe alte proiecte, cum ai zis tu, și pentru fiecare proiect în parte, pentru fiecare acțiune din asta în parte, primești fărâme de idei, de gânduri, pe care urmându-le se împlinesc la un moment dat și se rotunjesc în cadrul viziunii. Da, aș putea să împărtășesc multe asemenea situații. Poate că ajută pe cineva, acum mă gândesc la o experiență care, sigur, este a mea personală și nu punem un tipar sau o grilă peste nimeni, dar a fost ceva mai neobișnuit, să zic așa, modul și direcția în care eu am fost provocată. După ce am început întâlnirile acelea și lucrarea cu femeile în biserica în care eram, se întâmpla asta în 92, deci la vremea aceea m-am gândit, ăsta e locul în care Dumnezeu mă cheamă să slujesc. Nu aveam nicio idee despre ce urma să se întâmple. În 93 am continuat să fiu parte la o școală locală biblică, doream foarte mult, adică să studiez, să mă echipez, să... deci aveam așa o sete nu numai de cunoaștere, ci știam că am nevoie de această informație care să o aplic și să mă echipez, dar repet, nu aveam nicio idee despre ce urma să se întâmple. Știu că în 93, în agenda mea personală, am trecut ca motiv de rugăciune a anului cumva Dumnezeu să aducă ceva în viața mea și să nu mai am serviciu, să renunț la serviciu, la locul meu de muncă, pentru că am simțit povara asta să mă implic 100% în lucrarea spirituală, să zic așa. Și atunci știu că mă gândeam la câteva posibile soluții, să-i sugerez lui Dumnezeu o sponsorizare de dincolo, începuseră unii să fie sponsorizați și am zis, Doamne, dacă Tu în vremea asta vrei să chem și o femeie în slujire, Tu poți să trimiți pe cineva să mă susțină financiar. O variantă, a doua variantă era, știu că oricine aude zâmbește, am zis, Doamne, poți să dai prin guvernanță ăștia o lege ca eu să ies la pensie, aveam 45 de ani atunci, dar aveam 25 de ani de muncă și am zis, poate să fie o lege, ceva care să sune, 25 de ani de muncă la cerere, nu conta, nu mă interesa procentul cât să primesc, dar să am o acoperire, da, nu, și asigură, o asigurare și așa. Așa, și a treia variantă, să-mi dea Dumnezeu curajul să pășesc prin credință, să renunț la servicii. Acum, a fost un gând. N-am fost sigură la faza aceea că e de la Domnul, apropo de gânduri, de idei. Și am zis, Doamne, dacă e de la Tine, atunci lucrurile astea să se întâmple. Și împreună cu soțul meu ne-am rugat un an, a venit 94, ne-am rugat și 94. Vreau să spun că între timp guvernanții au emis un proiect de lege exact cu renunțul meu. Dar nu s-a aprobat. Dar Dumnezeu, care are simțul umorului, mi-a dat, cum să zic, posibilitatea să văd că existau preocupări. Exista preocupare, da, nu s-a aprobat. Și spre sfârșitul anului 95, soțul meu într-o zi mi-a spus, deci a văzut pasiunea mea pentru învățat și mergeam la școala aceea și deja aveam 3 grupe în biserica în care eram. Deci, pur și simplu am simțit că ăsta e locul în care eu trebuie să dau mai mult. Și atunci el a zis, uite, dragă, eu cred că poți să renunți la serviciu, să-ți împlinești chemarea și dacă ești gata să, cum să zic, să accept să trăiești cu puținul care eu o să-l aduc în casă. No, asta era 95, inflația începuse să o ia razna. Era un act de mare credință. Dar la sfârșitul anului 95 am anunțat la servici că eu rămân acasă și din anul următor, deci 93-94, nu, la sfârșitul anului 94, la începutul lui 95, mi-am predat cheile gestiunii și am renunțat la servici. Prietenele din biserică m-au întrebat, bun, și acum ce faci? Încă nu știam ce fac. Deci încă nu știam ce fac. A fost exact cum am zis, am pășit pur și simplu, atât am avut și am avut pacea aceea desăvârșită. Când am venit acasă fără cheile gestiunii, citeam în Vechiul Testament călătoria poporului Israel, călăuziți de nor și de stâlpul de foc, așa o pace am trăit și am fost 100% convinsă că decizia mea a fost sub norul lui Dumnezeu luată. Deși nu toți au înțeles-o. Nu m-a înțeles nimeni. Și chiar nici prietenii cei mai apropiați, dar nici eu însă, dacă mă întreba cineva așa, acum ce faci? Nu știu ce fac. Anul ăsta stau
până Dumnezeu îmi deschide, eu știu ce, nu știam ce, stau și mă echipez, citesc, mă rog, caut pe Domnul. Și n-a trebuit să stau un an de zile, pentru că deja pe la jumătatea anului, de fapt în luna mai, au venit solicitări de la Satul Mare, de la Baia Mare, și așa am început eu să călătoresc. Când au venit și au spus, este un grup de femei la Satul Mare care n-are lider, așteaptă, vor să studieze. Ok. Și am intrat pe ușile deschise pe care Dumnezeu mi le-a deschis la faza aceea. După 2 ani de zile, ca să fac povestea scurtă, după 2 ani de zile, ani în care am trăit doar cu venitul soțului și la un moment dat și el s-a închis cooperativ, adică a rămas fără venit și așa. Au fost 2 ani în care am învățat, deci ei au fost ani, eu îi numesc creștere intensivă în relația mea cu Domnul. Am învățat să depind de Dumnezeu pentru pâinea cea de fiecare zi și atât de am zis, Doamne, Tu mi-ai promis că îmi dai pâine, altceva nici nu mai îmi trebuie. Bine că au fost numai 2 și n-au fost 7 ca păi, la da, erau egipteni. 3 pentru că era și adolescentul de acasă. Au fost nu, ani zic, bine că au fost numai 2 ani. A, 2 ani, am crezut că de persoane zici. Nu. Da. 2 ani, dar e suficient să guști ce bun e Domnul și după ce ai gustat toate celelalte 7 și toate celelalte lucruri nu te mai afectează. Adică l-ai experimentat pe pielea ta pe Dumnezeu și ai văzut. Și dincolo de, mă rog, de tot ce experimentezi în jurul tău, pacea aceea care am avut-o constantă și profundă, n-aș schimba-o cu nimic altceva. Nu știu dacă ajută, dar, deci, pur și simplu, și de aceea revin la ce am zis mai devreme, de aceea 97 când cei de la EBE mi-au propus să lucrez cu ei și să coordonez lucrarea. Dorel a zis, ok, oare nu pentru vremea asta ai renunțat și la servici, Dumnezeu a adus și situația aia și așa, și așa, și așa. Toate puse cap la cap, făceau sens. Făceau sens. Și când cheamă Dumnezeu pe cineva, cum să zic, se și ocupă și te formează și îți aduce circumstanțe și te crește și de aia eu numesc umblarea mea cu Domnul în slujire o mare aventură, pentru că este o aventură de... Aș vrea să vă provoc foarte scurt, pentru că timpul a trecut, v-am ascultat cu așa multă atenție și cred că ați avea multe încă alte exemple de cum v-ați urmat viziunea, dar să încheiem cu un gând pentru telespectatoare și telespectatori. Așa ca o concluzie a tot ceea ce am derulat în această emisiune. Da, pentru că am vorbit despre viziune, aș vrea să încurajez și să motivez pe fiecare să caute cu sinceritate în fața Domnului, să-și descopere viziunea și chemarea, planul acela tainic al lui Dumnezeu pentru viața fiecăreia. Andy Stanley, fac referire la cartea lui din nou, spunea, este cumplit de dureros să ajungi la capătul vieții și să-ți dai seama că ți-ai ratat destinul. Gândește-te ce ți-ar place să poți să spui ajunsă la capăt, dacă ai avea șansa 2-3 clipe înainte, 2-3 minute înainte de capăt, să-ți faci o evaluare a vieții tale, ce ți-ar place să poți să spui despre viața ta, ai trăit cu sens, ți-ai descoperit chemarea, planul lui Dumnezeu pentru tine, pentru că cel mai important lucru, să poți să spui, cum Pavel a spus, ajuns la capăt, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cununa. Eu îmi doresc pentru viața mea să pot auzi apreciativul Domnului Iisus, bine, rob bun și credincios. Vă încurajez pe fiecare dintre voi să tânjiți spre asta și să putem anticipa bucuria întâlnirii cu Stăpânul nostru și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Mulțumim mult! Tot ce ne-ați spus constituie o reală încurajare și mai ales modelul dumneavoastră de viață. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere să vă urmați viziunea care într-adevăr este măreață și care a produs efecte deosebite în România și nu numai. Mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi și lucrarea care o faceți.
Mulțumim! Dragi prieteni, mulțumim că ne-ați ascultat cu atenție. Vă binecuvântăm și vă încurajăm, așa cum am vorbit în parcursul acestei emisiuni, să vă cultivați viziunea, să aveți încredere în Dumnezeu care face toate lucrurile perfecte, chiar dacă noi nu avem astăzi toate răspunsurile la întrebările care ni le punem. Să fiți binecuvântați și vă așteptăm să ne urmăriți din nou la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.